Tina Toni, Tina Toni, hai să cântăm. Tina Toni, Tina Toni, vrem să ne jucăm. Prietenul meu ne distră mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Tina Toni, Tina Toni, când ne întâlnim. Tina Toni, Tina Toni, nu ne plictisim. Prietenul meu ne distră mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Mulți ani, Tina! Ura! La mulți ani! Ui, am economisit tot anul! Uită-te câți bani avem! Am putea cumpăra înghețată pentru toți! Vom avea îndeajuns și pentru o tură în carusel! Ce frumos! Sărbătorita! Tina, tu poți decide! Cu toții acum! Hip, hip, ura! Hai să cumpărăm ceva! Oh, uite! Toate astea. Dacă ar fi și prietenii noștri aici. Hei, hai să luăm niște baloane. Ne ajung la toți. Dar eu sunt sărbătorita Toni. Haideți să mergem în parc și să ne dăm în tiribombe. Cinci bilete, vă rog. Nu, 10. Toni? Hei, prieten, știți ce-ar fi dacă ne-am distra împreună? Vreți? Dar știi că este ziua ta, Tina. Sigur, dar dacă sunt singură, e plictisitor. Urmați-mă! Da! Da! Iubesc zilele de naștere! Da! Vom posta desene animate educative în fiecare săptămână. Tina, Toni!
Toni! Tobele! Toni! Toni! A? Ce e? Toni, hai să jucăm fotbal! Am un concert astăzi! Trebuie să exersez la tobe! Mă întâlnesc cu prietenii, ne vedem mâine! Atunci vin cu tine! Nu o să mai jucăm fotbal astăzi! Ne vom juca cu muzica! Vrei să ne jucăm cu mingea, Vulpițo? Cum? Nu! Sunt ocupată! Tina, trebuie să exersez. Iuhu! Da! Nu am vrut să fac asta. Tina, sunt sigură că vei găsi un loc mai bun unde să joci fotbal. Serios. Nu am prieteni care vor să se joace cu mine. Niciun prieten. Veniți și vizitați-mă! Pa, Șoricica! Oricum, nu înțeleg ce-a vrut să...
zică... Vai, 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 Toni! Ar trebui să o mâncăm la micul dejun! Pot dormi la tine în seara asta? Sigur! Deci, micul dejun vine mai devreme? Noapte bună, Tina! Noapte bună! Bună dimineața, Toni! Ce dimineață plăcută! Oh, bună, Tina! Am visat că era dimineață deja, iar noi luam micul dejun. Hei, când ai mâncat tu plăcinta aia? Eu? E sigur că nu ai mâncat-o tu? Toni! Sigur! Nu iau micul dejun până nu mă spăl pe dinți! Înseamnă că a furat-o cineva! Oare cine? Cineva în formă groaznică! Trebuie să-l prindem și să-l salvăm! Tina? Asta nu mai e o plăcintă, Toni. E momeală. S-a terminat. Acum trebuie doar să rămânem treji. Va trebui să facem o capcană mai bună. Acum așteptăm. Da. Vreau să fiu un hipopotam gentil. Wow!
Vezi? Ha? Totul e scris aici. Am învățat bunele maniere. Serios? Foarte bine! Tony, te rog, păstrează-ți calmul. Bunele maniere spun că veștile bune trebuie sărbătorite cu un ceai. O, prăjitură! Tony! Sunt plictisitoare, iar muzica e oribilă. Nimic dulce sau amuzant nu-i permis. Cu toate astea, Tony își dorește să facă parte din înalta societate. Da, este prietenul nostru. Dacă îmi spune să sar într-o mlaștină, eu voi sări. Dacă îmi spune să învăț bunele maniere, păi, cred că o voi face. Vom avea încă o petrecere doar cu bunele maniere. Regula 1, spălați-vă pe mâini. Regula 2, distrați-vă! Ura, prăjitură! Ura! Luați-vă rog un loc, doamnă. Dar vai, mulțumesc! Doriți niște ceai, domnule? Este foarte drăguț din partea ta. Este zahăr de ajuns. Mulțumesc! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Excursia! Uite, Tina! Totul ține de cum împachetezi. Trebuie să luăm doar strictul necesar și să lăsăm restul. Ai dreptate, Tony! Asta înseamnă că trebuie să luăm... niște baloane! Mai bine hai să luăm o găleată cu noi, dacă vom găsi niște ciuperci. Și poate fructe de pădure. Așa e, Tina. Hai să luăm două găleți atunci. Vom culege ciuperci și fructe de pădure. Va fi distractiv. Asta ne va obosi. O să vrem să ne odihnim puțin. Trebuie să luăm patul cu noi. Cum vom căra patul cu noi? Spune, Tina! Nu trebuie să-l cărăm! E pe roți! Îl împingem! Tina! Și ne mai trebuie ceva! Ne trebuie o barcă! Poftim! Bine, am luat tot ce ne trebuie? Cred că am adus puțin cam mult. Totul ne va fi util, vei vedea. Să mergem! Cred că trebuie să-l împingem. Tina, să știi, tot cred că nu ar trebui să aducem patul cu noi. Sigur că trebuie, vei înțelege când vom obosi. Suntem
Ce să fac eu cu tine acum? Toni! Tina! Stați o clipă! Mulțumesc! Toni și Tina! Pune asta aici și asta aici. Nu-i prea grea? Toni! Stai o secundă! Voi face asta? Cum e acum? Se simte mai strâns puțin, Tina! Bună, Vulpițo! Cum e captura? Aici la mal peștele nu mușcă deloc. Ce bine ar fi fost să am o barcă. O barcă! Mulțumesc, Tina și Toni! Nu trebuia să luăm balonele astea, Tina! Nu ne trebuie... Chiar deloc! Sigur că ne trebuie, Toni! Uite cât de frumoase sunt! Oh, uite! Iepurașii! Bună, Tina și Toni! Ce se petrece aici? E o zi de naștere! Grozav! Dar de ce plânge toată lumea? Pentru că Sărbătorita a primit un balon și acum toată lumea vrea unul! Toni! O plăcintă de varză cu lumânări! Ai văzut, Toni? Tot ce am adus ne-a fost de ajutor, spre deosebire de gălețile tale. Ai grijă! Ce e? Ce s-a întâmplat, Tina, Toni? Așteaptă! O ciupercă, înăuntru cu tine. Uite încă una. Și fructe de pădure! Ai văzut, Toni? Până la urmă și gălețile tale au fost de ajutor. Înseamnă că am împachetat bine pentru excursie, Tina. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Tina Clovniță, crezi că ești talentat? Visezi să devii circar? Atunci alătură-te școlii noastre! Oh, cât de bine sună! Tina, nu ne vei părăsi, așa e? Pentru circ aș merge oriunde! Circul nu e pentru toată lumea! Numărul pe care îl prezinți trebuie să aibă savoare! Dar și talent. Nu am nicio savoare sau vreun pic de talent. Dar e important că ai un vis. Iar noi te ajutăm. Acum vom face exerciții cu mingea. Ce e cu el? La la la, la 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 la. Publicul este în delir! Aplauze! Lasă aplauzele! E rândul meu! Imaginează-ți că se învârte! Imaginația este cel mai bun prieten al circarului. La 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 la. Un circar trebuie să impresioneze. Trebuie să înțelegi, Tina, ce te face specială. Care e talentul tău? Îmi pot folosi trompa drept trompetă! Tina! M-ai strigat? Nu, Toni! Îmi caut talentul! Tu știi cumva ce este special la mine? Totul e special la tine, mai ales urechile. Toată lumea are urechi, dar...
Dar poți să încerci să le folosești? Să zbori! Pot să încerc! Atenție! Atenție! Priviți numărul meu! Tira elefantica va încerca să zboare cu urechile! Hei-ia! Tina! Asta-i talentul tău! Ești o clovniță! O clovniță? Grozav! Ia! Bine că ai venit! E un adevărat circar! Ia-mi că o poate face! Tina are un talent rar și special! E cea mai bună prietena a mea! O să-mi fie dor de ea! Doamnelor și domnilor, vă prezint pe clovnița Tina! Abracadabra! Hocus pocus, preparatus! Ah, Tina, va fi așa plictisitor fără tine? Circul va fi plictisitor fără mine! Circul? Rămân aici cu voi, prieteni! Noi ne vom face propriul circ și nu părăsim orașul! La la la, la la la, la la la, 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 la.